Tablou feeric pe o stradă din Hunedoara, acolo unde au înflorit toți piersicii ornamentali, ce îi îmbie pe hunedoreni, dar și pe turiști la o plimbare ce poate fi asemuită cu adevărată terapie pentru suflet și minte. În fiecare an, la finalul lunii martie, rozul și albul, ce se împletesc perfect în florile arborilor, îi scot din case pe oameni, iar pentru cei mai tineri este un bun prilej de a mai posta câte o fotografie pe rețelele de socializare. În fiecare primăvară, strada Revoluției din municipiul Hunedoara îmbie petrecători la promenadă. Printre zecile de piersici ornamentali plantați aici în urmă cu mai bine de 30 de ani. Florile roz ale piersicilor, ce se regăsesc de o parte și de alta străzii, atrag zeci, poate chiar sute de hunedoreni și nu numai. Unii se plimbă gale și admiră în liniște peisajul feeric, oferit de natură, precum o stampă chinezească. Armonia între culoare și simțire induce sentimentul siguranței că iarna nu mai are puteri, iar primăvara începe să pună stăpânire pe noi și pe tot ce ne înconjoară. Alții, în schimb, vin aici pentru a fotografia frumoșii piersici ori pentru câteva poze instagramabile. Toți cei care trec pe această stradă nici nu conștientizează, poate, ce terapie pentru suflet și minte reprezintă acest frumos tablou de primăvară. Astfel de piersici se regăsesc și în alte zone ale urbei, chiar și în centrul Hunedoarei. Ionel Teodoreanu spunea că piersicul înflorit îl vezi și închizi ochii, fiindcă ai avut, cu o bătaie de inimă, icoana întâiei sărutări, muzele roșii care au zâmbit, obrajii copilărești care s-au înroșit.